Bună seara, iată din nou în stupină, după lucrările făcute azi. Ce vreau să vă arăt este că familia care este numai pe foi și mieră, aceasta are un puiet, are o ramă de puiet larvar, pe cum vedeți nu mai este nicio albină la urdiniș, față de stălalt care are albină destulă culegătoare. Acesta pe care l-am făcut azi numai cu foiță a primit toată albina culegătoare în cursul zilei. Am închis urdinișile fiindcă o să-i fac un tratament cu varachet. Este singurul apt de acest lucru. Alte familii în stupină nu au, n-am de ce să le fac acest lucru, fiindcă nu ar fi eficient și am folosit varachetul ineficient, aproape fără nicio eficiență, adică îl dai degeaba. Eu, cum știți, tratez cu acid oxalic. Acela este cu tot o altă poveste. Aici voi pregăti, voi pune 4 picături de varachet la acest familie nou formată. Pentru cei care nu știu sau încă n-au văzut sau poate au văzut, fac și eu foarte simplu. Cu o pipetă iau substanța din sticluță. Substanța trebuie să fie galbenă în momentul în care este roșie. Nu mai e eficientă, așa se zice. E o substanță destul de toxică. O să-i pun 4 picături. Una, două, trei, patru. E destul de pentru un tratament unde în mare parte avem doar albina călătoare și puietul și toată albina care am scuturat-o de pe rame. Trebuie să înțeleagă cei care mă văd făcând acest tratament că nu îl fac ca tratament, mai mult e ca diagnostic, să văd în ce situație mă aflu la ora actuală. Suntem pe 10 mai, mulți s-a cam terminat salcâmul, mulți o să dea cât un tratament de varachet, dar cu puiet, cu... e un pic dificil acest lucru. Deci am pus substanța, îi dăm foc la fitil, facem un tratament cu varachet. În stupina mea e singura familie pe care o consider eligibilă pentru acest lucru. Trebuie să te grăbești să nu inhalezi acea substanță. Bun, ce mai e de zis? Vom vedea dimineață câți păduchi au căzut. Și în funcție de păduchii căzuți, știm cam pe unde ne aflăm. Eu, în proporție de 90%, știu că mai mult de 2-3 păduchi nu o să cadă, sau poate niciunul. Bun, cam asta am avut de zis. Iată, ne aflăm pe această dată. Îmi cer scuze celor care nu mă înțeleg corect sau nu mă pot exprima în timpul lucrărilor chiar așa corect pentru a înțelege ceea ce fac.
ceea ce nu înțelegeți sau pare un pic mai ciudat, vă rog să îmi scrieți, nu e nicio problemă, vă răspund, nu contrazic, eu sunt un fel de, nu pot să mă numesc chiar apicultor, sunt unul de pe lângă casă care are și el niște albinuțe. Bine, numai bine și ne auzim pe data viitoare când vă voi ține la curent cu toate lucrurile care le-am făcut azi și bineînțeles o să mai apară niște modificări pe parcurs. Mai mult n-am ce zice. Deci asta este a fost următoarea etapă de a trata această familie. Deci am profitat să vedem cam cum este. Numai bine.